Evident încântat de ceea ce a găsit din nou în drobeta turnul Severin, președintele Federației Române de Handbal Cristian Gațu a avut numai cuvinte de apreciere la adresa celor care au organizat ediția din acest an a trofeului Carpați. O competiție deosebit de utilă pentru handbalistele noastre și pentru antrenorul lor Radu Voinea, înainte de plecarea la campionatele mondiale din Brazilia. Dincolo de cuvintele frumoase la adresa organizatorilor, și de această dată Cristian Gațu a plecat cu un mare of din drobeta turnul Severin. Amărăciune pe care o am este că turnul Severin, repet, un oraș cu tradiție în handbal, încă nu și-a scos pe tapet echipe de handbal, deși am văzut foarte mulți copii care sunt nebuniți după handbal. Chiar m-am obișnuit cu fețele în cele 3 zile de competiție. Și aici cred că e un minus la care se poate transforma în bilă albă dacă în urma discuții, pentru că am mai purtat discuții cu domnul primar, un primar de mare valoare, pentru că se vede la curățenia orașului, se văd de lucrurile făcute, deci va pune în aplicare promisiunea care a făcut-o să facă o echipă de băieți și una de fete, pentru că am senzația că locuitorii acestui oraș sunt avizi de sport și n-au unde să vină la jocuri. Bine ar fi ca mesajul lui Cristi Gațu să fie corect înțeles de cei în cauză și mai ales să se realizeze ceea ce mulți iubitori de handbal doresc pentru municipiul nostru. Sâmbătă și duminică s-au desfășurat jocurile etapei a 16-a din Liga 4-a la fotbal. Echipele de pe podiumul clasamentului au reușit să cucerească toate punctele puse în joc, ceea ce a făcut ca primele 3 locuri să rămână neschimbate. Minerul Mehedinți a învins cu 4-2 Dunărea Pristol, CSTR Termo a administrat un sec 5-1 echipei Pandurii Cerneți. În restul etapei s-au înregistrat următoarele rezultate. Miercuri, cu începere de la orele 14, se vor disputa jocurile etapei a 17-a după următorul program. În clasament înaintea acestei etape conduce Minerul Mehedinți cu 43 de puncte, urmat la 2 puncte de CS Termo și Pandurii Cerneți. În zilele de 18 și 19 noiembrie 2011, DEV a găzduit Cupa Cetate la judo, un concurs de verificare pentru vârsta de 13 ani. Au participat sportivi reprezentând 17 cluburi, la masculin și feminin. Roberta Ioviță de la CSM Drobeta Turnul Severin a cucerit locul întâi la categoriile 29 și 32 de kilograme. Concurent la 34 de kilograme, Costel Untaru a obținut locul al doilea într-o companie destul de valoroasă. Deși a participat cu 2 sportivi legitimi, la Clubul Sportiv Municipal și unul în curs de legitimare, echipa noastră s-a clasat pe poziția a 2-a în clasamentul general al acestei competiții.